Fostul procuror general Alexandru Stoianoglu a câștigat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova. CEDO a recunoscut că Stoianoglu a fost suspendat din funcție cu încălcarea dreptului la un proces echitabil. Acum, Moldova trebuie să plătească fostului procuror general 3600 de euro drept daune morale. Alexandru Stoianoglu a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că va încerca să revină în funcția de procuror general. Acesta susține că a solicitat în mod deliberat o sumă modestă drept despăgubiri, dar va insista pe recuperarea mai multor daune morale și prejudiciilor materiale dacă încălcarea drepturilor sale legale va continua. Hotărârea CEDO a fost publicată pe site-ul oficial al instanței pe 24 octombrie. Curtea a decis că articolul 6, aliniatul 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dreptul la un proces echitabil, a fost încălcat în cazul lui Alexandru Stoianoglu, atunci când procurorul general al Republicii Moldova a fost suspendat din funcție, fiind astfel împiedicat să conteste decizia. Suspendarea automată a funcțiilor procurorului general în absența oricărei forme de control judiciar nu poate fi justificată de motive obiective legate de interesele statului. Tot astăzi, Alexandru Stoianoglu a susținut o conferință de presă în care a declarat că toate acuzațiile la adresa sa se bazează pe capturi de materiale din presă, iar după alegerile parlamentare din 2021, sub sloganul luptei împotriva corupției, au fost făcute modificări în legislație cu singurul scop de a-l înlătura din funcția de procuror general și de a subordona procuratura politicului. Noi inițial n-am urmărit scopul a câștiga ceva de la stat. Deci suma care n-am cerut, asta o sumă foarte modestă. Pentru noi este important recunoaște încălcarea drepturilor noastre și pentru noi este important demnitatea noastră. Dar rest, sumele astea, chiar unii din avocații mei atunci sugera că hai, cerem acolo 10-20 mii de euro, dar nu am urmărit scopul respectiv. Dar dacă nu găsim, după deciziile respective, nu găsim o soluție amabilă cu guvernarea actuală, atunci depunem toate eforturile pentru a încasa de la statul și prejudiciul moral și prejudiciul material. Potrivit avocatului apărării Victor Munteanu, hotărârea CEDO a constatat că demiterea lui Stoianoglu din funcția de procuror general a fost arbitrară. Noi ne-am plâns și pe violarea articolului 13 a Convenției, pe faptul că domnul Stoianoglu nu a avut acces la un remediu efectiv de a se plânge, deci de a contesta suspendarea sa din funcție, însă curtea a considerat că deoarece s-a expus pe marginea articolului 6 și a constatat o violare a articolului 6 prin lipsa unui remediu și lipsa unui acces la instanțe, curtea nu a considerat necesar să suplimentar să examineze din acest aspect, pentru că de fapt l-a înglobat. Și al doilea aspect pe care eu vreau să-l scot în evidență este interpretarea eronată și greșită, deja am văzut de la mai multe surse media, că Curtea Europeană, deci mai multe surse media s-a focusat pe faptul cât prejudiciu. Suma este o chestiune departe de esența unei violări. Cred că voi anticipa. Deci, în concluzie, curtea de fapt s-a expus că suspendarea a fost una arbitrară a domnului Stoianoglu. Avocatul a mai spus că au fost depuse deja două plângeri referitoare la două decizii ilegale împotriva clientului său. Una vizează arestarea și inițierea ilegală a cauzelor penale, iar cea de-a doua, decizia Consiliului Superior al Procurorilor privind numirea unui procuror care a dus la demiterea lui Stoianoglu. Mai mult, Munteanu a subliniat că Alexandru Stoianoglu are calitatea de învinuire în mai multe dosare intentate pe numele său, iar hotărârea CEDO va fi folosită și în aceste proceduri judiciare. Întrebat de jurnaliști ce măsuri intenționează să întreprindă, Alexandru Stoianoglu a declarat că după pronunțarea hotărârii CEDO va încerca să obțină repunerea sa în funcția de procuror general. Mâine, poi mâine, noi adresăm în instanța judecată
cereri respective pentru anulare și suspendare decretului președintelui. Ce ce referă restabilirea la funcție? Cred că în condițiile care a creat, putem rezolva problema numai prin deciziile instanței judecată. Am vrut să solicităm comentarii de la serviciile de presă ale administrației prezidențiale, guvernului și fracțiunii parlamentare a PAS, precum și a Consiliului Superior al Procurorilor, însă nimeni nu a răspuns la apelurile noastre telefonice, de menționat că ieri 23 octombrie, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de procuror general la propunerea ministrului Justiției. Veronica Mihailov Moraru, CSP, a stabilit și termenul limită pentru depunerea dosarelor, care este 22 noiembrie. Anterior, într-un comentariu pentru mass media, ministrul Justiției a declarat că un nou procuror general ar putea fi ales cel târziu în ianuarie 2024. Reamintim că pe 26 septembrie 2023, președintele Maia Sandu a semnat un decret privind demiterea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Potrivit serviciului de presă al administrației prezidențiale, Sandu a semnat decretul ca urmare a recomandărilor Uniunii Europene, deoarece decizia instanței de judecată privind legalitatea demiterii lui Stoianoglu întârzia. De menționat de asemenea că pe 23 mai 2022, Consiliul Superior al Procurorilor i-a propus șefei statului demiterea lui Stoianoglu în baza raportului unei comisii speciale, care după 6 luni de evaluare a activității acestuia a considerat-o drept nesatisfăcătoare. În 2021, pe numele lui Stoianoglu, au fost intentate 5 dosare penale, la care s-au adăugat ulterior alte câteva, unele fiind deja remise instanței de judecată. Fostul procuror general este acuzat de corupție pasivă și abuz în serviciu, precum și de îmbogățire ilicită.